Giugiuvencele care au devenit mame anul trecut sau anul acesta au solicitat concediul pentru creșterea copilului. Au fost însă și cazuri în care proaspetele mămici au revenit la muncă mai devreme de un an, iar în locul lor au rămas tații care se îngrijesc acum de bebeluși. În total sunt peste 1500 de persoane beneficiare de indemnizația pentru creșterea copilului, dar și de stimulentul de inserție acordat prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu. În județ sunt circa 1000 de femei și 186 de bărbați care beneficiază de prevederile legii 11 din 2010 și alte 309 de persoane provin din municipiul Giurgiu și care de asemenea primesc această indemnizație. Avem 374 de persoane la nivelul județului Giurgiu. Pot să vă spun că avem 103 persoane la nivelul municipiului, din care 56 sunt femei și 47 bărbați. Pentru îndeplinirea acestor condiții să aibă o perioadă de 12 luni înainte de nașterea copilului lucrate. Așadar, cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se stabilește ca fiind de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni înainte de nașterea copilului. Cuantumul minim lunar este de 600 de lei, iar cel maxim este de 3400 de lei. Cuantumul indemnizației pornește de la 600 de lei și ajunge la 1200 de lei pentru cei care sunt în creștere copil până la 2 ani, până la un an de zile, iar 3400 pentru cei care optează pentru creșterea copilului până la un an, aceștia beneficiind ulterior de stimulent de inserție în cuantum de 500 de lei, indiferent de veniturile pe care le are membrii familiei. Mai mult, începând din data de 22 decembrie 2015, beneficiarii legii 416 din 2001, cei ai ajutorului social și cei care primesc alocație de susținere a familiei, sunt scutiți de plata taxelor și impozitelor locale.